La Biblioteca Județeană va avea loc mâine lansarea unei cărți de povești. Cartea se numește Din poveștile copilăriei mele și este scrisă de doctorul Valerian Boțocan. Mâine, la orele 12, ca de obicei, vinerea, va fi o lansare de carte. Prima carte scoasă în ediția Bibliotecii Giurgiuvene, o carte de povești, prima carte de povești și prima carte ilustrată color. O să vedeți că în carte sunt foarte multe ilustrații, foarte frumoase, a trei pictori giurgiuveni, Petra Șerbănescu, Roxana Nicolae și Tudor Filip. Un al doilea eveniment este programat pentru sâmbătă și anume premierea concursului Cartea care îmi place. Concursul a avut succes la copii, grație și promovării de care a beneficiat și din partea TV Giurgiu. Vreau înainte să îi dau cuvântul doamnei să vă mulțumesc tuturor celor din media, mai ales TV Giurgiu, care ne-a ajutat foarte mult și a popularizat acest concurs al nostru, și de asemenea celorlalți care ați dat măcar o știre despre lucrul acesta. Organizăm sâmbătă festivitatea de premieră a participanților la concursul nostru online, Cartea care îmi place. Este o carte binevenită pentru cei din ciclu 1-4. Și am avut surpriza să constatăm că s-au înscris la acest concurs 45 de copii din ciclu primar, ceea ce este foarte bine. Chiar avem 10 concurenți care au vârste cuprinse între 6 și 8 ani. Festivitatea care va avea loc sâmbătă are și rolul de a marca Ziua Internațională a Cărții pentru Copii. Printre premiile ce vor fi oferite se numără și exemplare din volumul doctorului Valerian Boțocan, ce va fi lansat mâine.